Și omul ăsta zice în oșală în care 20.000 de lei și nu are niciun ritm. Mâine seară vă rog să-mi veniți cu facturile aici. Da, ca să le arătăm și să venim fiecare, da? Și să îi le punem Lucâțu să ni le plătească. Să știți că sunt și artist liber profesionist. Sunt al doilea Dolonescu din România. Și vreau să vă arăt, o să vă cânt, dar să vă ia dracu, să ajungeți pe mâna lui domnul Roibu, de la PSD. Vă rog eu frumos, că a fost șeful meu. Și dacă ajungeți pe mâna lui ăla, vă fute cu pula în doită. Și vreau să mai spun românilor, se poate? Deci fără din astea...